Păi dar să le astăzi, că tot vine Halloween-ul, suntem aproape de Halloween, abia aștept dar să le să apară, să vină și toate astea. Ei bine, suntem aici în pădure, într-un loc foarte frumos, așteptăm să se facă seară, dar să le dar înainte să se facă seară, mă, ce faci, mă, Odidu? Doamne, dar să le ce faci, mă, aici? Alo, ce faci? Ce faci? Good bridge, what do you Doamne, dar să le, bă, dar să le, gata, încetează, dar să le, ți-am dat abilitatea să construiești, dar nu să faci pe nebunul, dar să le, gata, 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 gata. Ok, ok, dar să le, fii atent. Acum, suntem aici în partea asta de pădure, dar să le, pentru că tot vine Halloween-ul, vreau să facem niște construcții fiecare și o să fie ceva mai special, nu ca de fiecare dată. O să ne căutăm, practic, de data aceasta, un loc unde credem noi că ar fi necesar să facem o construcție care să rămână pe veci aici în pădurea aceasta, dar să le. Iar oamenii, la final, după ce vor vedea ambele construcții în stadiul final, vor spune acolo în comentarii care este de noob și care este de pro, adică care e mai mișto și care e mai puțin mișto, adică, doamne, deci n-am cu cine să vorbesc, mă, oameni buni, pe bune. Băi, dar să le ți-am zis totul, acum nu știu cât ai înțeles tu, dar caută-ți locația, hai să vedem, eu acum mă duc în partea mea să vedem ce locație să ne alegem. Trebuie să ne alegem ceva foarte, foarte bine, dar să le și trebuie să construiești ceea ce îți dorești cu tematică de Halloween, orice, dar să le, da? Da, pe tine! Te-ai gândit să o faci aici, ok, deja văd că ai început să spart, dar să le ideea ar fi... Dar să le ideal ar fi, dar să le ideal ar fi fost să nu spargi, mă, trebuia să le lași așa cum era și tu construiai doar pe deasupra, nu trebuia să spargi, dar în fine, hai că mă duc și să caut, tu ți-ai găsit locul, da? Ai de gând să ne spui așa, ai vreo idee ce ai putea să faci tu acum în momentul de față? Doamne, schimbile toaleta, că e prost. Bă, oameni buni, ei bine, eu o să vreau să mă duc pe undeva prin partea aceasta. Iar partea aceasta am două senzație foarte, foarte interesantă de un fel de cimitir. Așa că eu m-aș gândi să fac un cimitir pe aici prin pădure, dar vreau să găsim un loc foarte, foarte bun pentru cimitir. Adică, nu știu, hai să facem. De fapt, hai să facem. Ok, deci dar să le stai aici. Hai să ne ducem noi în partea cealaltă a cimitirului, practic a pădurii. Să vedem dacă pe aici găsim ceva. Gata, dar să le cu căscuța e mai bine taci odată dacă nu vrea să te aud, dar... Doamne, cât de prost ești, dar să le deci mă enervez la culme, dar să le, ok. Știi ceva? Eu să încep să fac cimitirul undeva pe aici, prin zonă, prin apropiere, dar să le... da, fix aici o să mă apuc să-l fac. Iar în primul moment, aș vrea să fac și eu cu coarse dirt, perfect. O să facem aici, o să umplem fix partea asta, o să schimbăm practic, dar să le, eu așa am de gând să fac. Sper să iasă totuși ceva minunat, dar să le, pentru că, nu știu, dar am eu impresie că o să fie ceva frumos, dar... Hai să lăsăm asta așa și coarse dirt-ul facem unde o să fie bine de cimitir. În primul rând, vreau să punem niște pereți, oameni buni, și eu zic că ăștia ar fi genial. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți, dacă ar fi bun practica în gard. Doamne, dar să le, ce limba vorbești acolo, Tomi, cât de prostești, dar să le, ok, bun. O să facem gardul ceva de genul în felul acesta. Eu zic că o să iasă ceva super, super interesant, după părerea mea. Dar tu ce faci acolo, mă, fraiere? Ce ți-ai pus, mă, ce ai pus, mă, aici, mă, dar să le, fantomele astea? Nu știu, stai, revin, da, mami. Doamne, ok, am bun, stai, să revenim să se facă puțin mai întuneric, să fie mai interesant. Bun, acum că este mai întuneric, eu zic că o să fie super, super tare. O să fie mult mai tare acest aspect, practic. Și hai să vedem ce putem să facem. În momentul de față vreau să fac aici foarte frumos această zonă, practic, unde o să facem frumusețe astea de gard, de cimitir, practic, să vedem dacă o să ne iasă ceva pe lângă cimitirul acesta. Adică nu vreau să fac un cimitir simplu, aș vrea să fac, nu știu, să fac ceva foarte, foarte interesant. Sincer, nu am o idee exact să vă spun vouă acum, dar asta este și ideea până la urmă, pentru că trebuie să stați până la capăt să vedeți ce am în plan să facă, poate o să fie ceva super, super tare, gen chiar o să fie super tare, adică chiar nu vreau să vă dezamăgesc absolut deloc. Iar dacă vă dezamăgesc, vreau să-mi spuneți acolo în comentarii să-mi facă dar să nu știu, o pedeapsă ceva, dacă chiar vă dezamăgesc, dar eu vă zic că nu o să vă dezamăgesc absolut deloc, pentru că am în plan niște chestii super tare, dar înainte de toate, hai să vedem, punem ăsta așa și să vedem pe unde mai ducem ăsta, cred că e ceva ok, n-am făcut exact la fel ăsta, sincer, hai că ăsta lăsăm mai bine, eu zic arda mai bine, hai că nu mai spargem, punem unul așa. Hai, dar să le cutăm penele astea. Tu te-ai apucat acolo să faci, ce faci, dar să le, ia spune și nouă câteva. Ce faci? Nu, hai, mă, dar să cu schimbitoare după ce că căscuța aia, nu știu ce unde o ții, dar să le și să strici. Ha, mă, dar să le zici ce faci acolo, mă, ceva de Halloween, omule. Schimbitoare nu e de Halloween. A, deci tu o să faci practic un schimbitoare gen mai horror de atât, nu cu sânge, cu da. Nu? Ok, dar să le, chiar sunt curios. Care-i cu care de unde cu mine, bine, dar să le, chiar sunt curios. Gata, 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 că vreau și eu să vorbesc, dar să le. Bine, vorbește.
Bine, vorbește, mama mia, pizzeria. Hai mă, dar să le gata, că le facem aici adărâns la oameni. Gata, bun, hai să vedem, deci ne zicem așa, bun. O să duc ăsta ceva de genul așa. În partea asta aș vrea să punem ceva așa, bun, că practic este partea asta așa. Oameni buni, hai că te-a zis că revenim după ce fac gardul aici total. Doamne, cât de prost, nu mai suport, oameni buni, abia aștept să termin episodul acesta. Uitați-vă la el acolo în spate, îl urmărește fantoma, nu știu ce se întâmplă. Bun, am făcut practic aici să fie intrarea și mi-am luat niște materiale pe care vreau să le folosesc. Chiar prima oară o să vreau să încep cu acesta pe care o să-l punem aici, pentru că pare super, super înfricoșător. Doamne, deci chiar nu vreau să vă... Moș Crăciun, vine, te ajung. Gata, dar se le oprește căscuță dacă tu vorbești ce dai Halloween acum, mă, omule, doamne, cât de idiotici, dar să le înfine. Ok, fii atent, mamă, ce pun eu aici, cât de interesant e tot. Moș Crăciun, vine, te ajung. Gata, dar să le cu Moș Crăciunul tău care vine de ajun. Nu vine niciun Moș Crăciun de ajun, nu vine nimeni, dar să le, doamne, suntem de Halloween acum. Ok, oameni buni, hai să vedem ce își putea eu să fac. O să vreau să fac această chestie, practic, și ia să vedem, deci punem asta aici în jumătate. Vreau să punem niște candele pe aici așa totuși din jur împrejur, ar părea super super. Da, chiar nu mai vorbeam cu tine, dar să nu mai vreau să mai vorbesc nici acum cu tine, că ești denervant, gata, încetează. Bravo, du-te la prietenul tău, Antoane, dar să le gata, încetează cu astea, mă, omule. De ce ești așa? Doamne, dar să le nu te înțeleg, mă, deloc, copile, în fine. Bun, deci am pus și ăsta aici. Nimeni nu mă înțelege, nu, nimeni nu mă înțelege, dar nu dacă mă înțelege, dacă nu plâng. Dacă nu plâng, bine, mă, dar să le apucă-te tu de plâns acolo, bun, hai că am pus ăsta aici, am făcut o greșeală, ceva, hai să punem așa, bun, îl punem în partea asta. Nu știu că să mai pun un dăsta, hai că nu-l punem aici, totuși, hai să punem unul prin partea asta, punem și un dăsta așa, bun, arată perfect, o să mai vreau să mai pun un dăsta așa, un dăsta așa, un dăsta așa. Ce râzi acolo că nu te înțeleg, dar să ce e de râs că nu înțeleg? Arată așa de frumos. Da, arăți minunat, dar să le ești mai frumos decât o stea, dar să le. Da, cu plăcere, dar să le. Băi, am făcut aici ceva din ăsta, dar să le. Dar mi se pare super, super wow. Aș încerca, nu știu, vreau să văd cum să fac. Deci în partea asta unde sunt astea, vreau totuși să pun niște de-astea așa, nu știu, ar da mai bine. Dar uite că ăsta cade, trebuie să le pun dinainte, mă, oameni bun, doamne, cât de fraier și eu, în fine. Hai că vedem, deci punem ăsta așa. Punem din nou un de-asta și un de-asta. În partea asta când le-am făcut așa, e că încerc să pun prin părțile astea, e, dacă nu e la fel. Ce vrei, dar să le, ce mai vrei, ce mai vrei să te. Dacă erai un, dacă erai un ce, dacă erai ce, dacă mai vorbeam cu tine, dar da. Ziua mea a fost, măi, doamne, dar să tu uiți când a fost ziua mea. Gata, dar să le, că știu că faci mișto de mine, lasă-mă în pace, bine? Ok, vor te iubesc. Doamne, dar să le, nu te iubește nimeni pe tine. Hai, lasă-ți, gata, dar să le, gata, încetă. Gata, dar să le, vorbește ca lumea că se plictisește toată lumea din cauza ta. Încetează, gata. Nu poți să încetezi. Doamne. Bine, atunci lasă-mă în pace. Doamne, dar să le, că ești nervant, rodo tot, deci n-am mai văzut un copil mai frate. Doamne, dar să le, gata, încetează. Mamă, zici că fac aici de Crăciun, pe bune, uitați-vă cu astea așa, chiar arată interesant, sincer. Nu e nici, bă, dar ce cauți aici, a? Ce cauți aici? Că eu nu vreau să vă ce cauți, ce faci tu acolo. Mamă, ce-a făcut fraierul, ok, bun, hai să vedem. Bă, deci, ăsta, mi-a pus și el o fantomiță pe aici, nu știu care e faza, e ok cu ea, sincer. Hai să vedem ce-și mai putea să mă... Ce-am pus eu? Ia să-ți pus eu, da, dă încetează, dar să le, și vorbește ca un om normal, nu mai fi nesimțit. Doamne, iartă-mă, dar să le, cât de fraier poți să fii. Da. Hai, tine după. Hai, dar să le, că nu știi să vorbești. Gata, mai mare râsul, dar să le, te faci de râs la fete. Dacă era o fată aici, ar râdea de tine în ultimul hal, dar să le, adică eu nu înțeleg ce-ți place. Hai, frate, eu nasc, eu am noroc cu fetele, așa, Sion. Ce a zis Sion, că ai tu noroc cu fetele? Ce ai și zi unde? Hai să văd eu o fată, doamne, dar gata, încetează, omule. Încetează, dar să le, nu putem să discutăm și... Nu putem să fim și noi doi oameni normali, dar să le, nu putem. Ce e aia? Ce e aia? Da, un proverb, e un proverb, ai dreptate, dar să le, un proverb, e un proverb, e un proverb, e un proverb, e un proverb, un proverb. Bă, gata, dar să le. Ok, bun. Bă, ideea este în felul următor. Asta le, nu știu ce să zic foarte, foarte bine, dar nu știu, cheiuța zice. Nu știu, vreau să-mi spuneți voi totuși ce părere aveți. Vreau să facem așa un fel de drumuleț prin partea asta să se ducă, nu știu, pe aici prin astea. Asta aș vrea să încerc eu să fac, să arate puțin mai interesant. Ar mai fi trebuit să mai fac niște chestii pe lângă asta, dar până la urmă, eu zic că asta, pe lângă faptul că este o construcție pe care am făcut-o și trebuie să dăm asta, dar în tematică cu toată zona asta, pentru că n-am făcut ceva separat să fie așa și după să nu mai avem. Așa eu zic, arată bine tot ce arată, ar fi înfricoșător, sincer. Hai să facem puțin mai noapte, dăm deja midnight și fiți atenți cum se vede. Eu zic că arată ok. Uite-să, deci eu chiar zic că arată super, super ok. Arată chiar, bă, chiar îmi place cum arată, sincer, și o să las chiar așa. Nu cred că mai fac absolut nimic și
da, înainte de toate, vreau să îmi spuneți acolo în comentarii dacă vă place și după revenim la Darusel și la final vreau să scrieți care este cea de noob și care este cea de pro. Chiar sunt foarte curios care v-a plăcut mai mult. Hai, Darusel, de acolo, că deja se face dimineață. Hai, omule, hai, ce faci? Da, toată lumea trebuie să dă like și subscribe. Bine, hai, dar să le coboare jos. Hai să, mamă, ce? Ok, ok. Doamne, dar să explică și. Bine, asta e construcția ta de Halloween Skibidi Toilet, vrei să spui tu mie, nu? Dar să le. Bă, sincer. Skibidi tap tap tap, yes, yes, Skibidi tap la dip dip. Dar să le, ideea este în felul următor. Bă, poți să o încadrezi la 8 asta de Halloween, adică care și sânge și asta, dar mi se pare că nu e ceva foarte înfricoșitor. Mi se pare că e mai mult cute, dar să le și trebuie să faci ceva înfricoșitor de Halloween, nu știu, adică ideea acum stă în felul următor. Oamenii trebuie să voteze. Ei deja au văzut la mine, acum văd și la tine. Eu să scriu în comentarii practic care e mai frumoasă și ca, adică care e de noob și care e de pro. Dar acum hai să-ți arăt. Hai să-ți dau o notă totuși. Îți dau nota, nu știu, îți dau nota 8, dar să de că e ok, dar mi se pare foarte, foarte drăguț, adică nu e înfricoșător. Trebuia să-i faci, nu știu, cu niște dinți de aia ciudați, dar să le, dar acum să-ți arăt eu. Da, dar să le. Aici să-ți arăt cimitirul, dar să le de Halloween. Deci trebuie să ai mare, mare grijă, cum îți zice. Stai, stai, că e pip, chiput, ut, chiput. Chiput, dar să le, în fine, nu mă interesează ce baliver ne scoți acolo pe gură. Hai să intre aici, dar să le. Acesta este cimitirul meu. Ce părere ai, dar să le? Eu zic că arată super, super tare și înfricoșător. Adică, după cum poți vedea aici, este ceva care plutește. Uite Coca-Cola, Pepsi. Da, Coca-Cola, oameni, dar să le strici toată frumusețea asta. Dar să, gata, gata, omule, ca e de-aia de vrăjitoare, dar să le și după dispar, cine știe ce se întâmplă cu tine. Gata, dar... Nici nu știi să vorbești, dar să le, ok, bun. Asta este, uite, ăsta s-o și mișcă, dar să le, adică este foarte înfricoșător. Bă, deci de asta mine! Bă! Fița! Bă! Te omoară, omoară, dar să le, omoară, omoară, omoară. Așa, doamne, dar să le, ce de ce ai pus pe ăștia să se pună pe mine, dar să le, gata, încetează, nu mai da. Ce părere ai tu, dar să le, uite-te din jur împrejur, bă, mie mi se pare super, super tare acest cimitir pe care eu l-am făcut de Halloween. Și oamenii trebuie să dea not în comentarii și, înainte de toate, spune tu ce not îi dai. Eu îi dau nota 7, ba nu 8, nu, ba nu 8. Ok, deci îi dai nota 8, da, între 7 și 9 vine 8, nota 8, ok, bun, deci nota 8 rămâne. Uite, e foarte înfricoșitor, adică uite și la asta, ai văzut cum zbura mai devreme, cum sărea, acum cred că a văzut că l-am văzut și nu mai sare, dar da. Acum, Darusele, vreau să-mi spui în felul următor, Darusele, fii atent, la oameni, prezintele asta într-un timp cât mai scurt, în câteva secunde, Darusele, prezintele asta ca să îi faci în așa fel încât să te voteze pe tine, Darusele, să câștigi tu. Ok, fii întrebit, acesta este schimbritulet plașii care le-am dat de pe ema.ro. Fii antenu, acesta schimbritulet plașii m-a costat 1000 de lei, băieți, fii antenu, acest sânge este făcut din aur real, din robină reală, scoasă din mină. Și cam asta. Așa că votați-mă că dacă nu o să plâng și o să dau foc. Doamne, dar să gata înce... Ok, 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 bun, bun. Hai că lasă că fac eu mai bine. Oameni buni, acesta este construcția lui Darusel de Halloween, un Skibidi Toilet. Vă place sau nu? Ei bine, hai să vedem ceea ce am făcut și eu acum. Să vedeți ceea ce am făcut și eu. Și să scrieți în comentarii care este de noob și care este de pro. Acesta este cimitirul meu pe care l-am făcut de Halloween. Vreau să scrieți în comentarii dacă vă place mai mult al meu sau lui Darusel. Și fiți atenți, dați subscribe dacă vă place mai mult ceea ce am reușit eu să fac, dacă este și mai înfricoșător și de pro. Și dați subscribe și dați like dacă este mai mișto al lui Darusel. Și da, scrieți în comentarii care este de noob și care este de pro. Ce fan? Funny. Ce e cu ăștia, mă? Stai, ce? Nu vă mutați pentru Rafael, gă? Nu! Dar nu distruge asta! Rafael for life, baby! Doamne, cât de prost s-a omorât singur. Doamne, la revedere, băieți și fete. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.